Nu am mai auzit niciodată așa ceva în toți anii de când fac aceste show-uri, a exclamat cu entuziasm celebru Simon Cowell despre următoarea mea invitată atunci când ea a fost la American Got Talent. Ei bine, sper să se simtă întreaga Europa dacă ea va reuși să urce pe scena Eurovision, pentru că deocamdată este la preselecțiile din România. Este vorba de Laura Bretan! Bună, Laura! Bună! Ce faci? Te rog frumos, să iei un loc? Mulțumesc. Pregătită de o nouă provocare! Da! Ieri l-am avut pe Mihai Trăistariu la emisiune, pentru că și el participă anul acesta din nou la Eurovision. Acum tu participi pentru prima dată la Eurovision, el e deja a 10-a oră, și o să mai avem invitați din cei care participă la Eurovision. Cum e? Cum ți-a venit ideea? De unde până unde? Eu întotdeauna mă uit așa pe YouTube, îmi place să găsesc idei noi, să cântări noi, să găsesc. Și am dat de o cântare de la Eurovision și chiar de atunci mi-am dorit să urc pe scena mare. Să particip la Eurovision. Da. Nu știu ce găsești tu când intri pe YouTube, eu găsesc numai slime-uri când găsesc pe YouTube. În istoricul telefonului, cum se face slime-ul, cum îl amesteci și așa mai departe. Copiii caută slime-uri. Bun, deci acum tu câți ani ai? 16. 16 ani. Da. Practic ai așteptat să faci 16 ani ca să poți participa la Eurovision. Da. Este vârsta minimă, nu? Exact. De la care poți să te înscrii la Eurovision. Ai câștigat România au talent, ai ajuns în finala din America, la American Got Talent, iar acum vrei să reprezinți România la Eurovision în Israel. Da. Piesa e făcută de Mihai Alexandru. Cum ați colaborat? Cum ți-a propus el piesa? Chiar ne gândeam, aveam o piesă, dar nu era potrivită pentru Eurovision, da. Nu era ceva wow. Da. Și chiar cu două zile înainte să ajungem în România, domnul Paul Neancă ne-a sunat și a zis că vreți să mergeți la Eurovision? Și am zis, da, vreau, sigur, chiar mă gândeam și m-a întrebat dacă avem piesă și eu i-am zis, dar nu prea ați mulțumit așa. Exact. Nu? Și cam așa au rămas. Și vine și de la Mihai Alexandru, o piesă foarte, foarte frumoasă. Da, foarte frumoasă. Chiar când am auzit-o prima dată, am zis, asta e piesa, gata, nu mai vreau altceva. Da, da, da. Și acum urmează, au fost oarecum preselecțiile, nu? Și urmează semifinala în câteva zile. Pe cât e? Pe 17 ianuarie? 27 ianuarie, da? 27 ianuarie, de ziua mea, știu că m-au întrebat dacă pot să fie preselecțiile. Da, plante, de ziua mea, pe 27 ianuarie și apoi finala și apoi, dacă câștigi, vei merge să reprezinți România. La Eurovision în Tel Aviv. Spune ce ai mai făcut în ultima perioadă după ce ai câștigat România au talent. Te-ai mutat în America? M-am născut de acolo, dar am fost și prin Italia, am fost și prin Arabia Saudită, am fost în Israel chiar și m-aș bucura să mă întorc. Am fost și în Dubai. Ai avut spectacole? Da. Ai avut spectacole? La comunitățile de români sau nu numai? Nu numai, tot felul. Și în America ai ajuns? Cât ai fost acolo? Locul... La American Got Talent. 6. Locul 6, adică ai fost în primii 6 din America. Da. Foarte, foarte puternic show. Și de Revelion ce ai făcut? Unde ai fost? Am fost la biserică și apoi acasă cu familia. Și de Crăciun? Tot cam așa. Da, unde? În America sau în... Da, în Chicago. În Chicago, pentru că tu stai acolo și acum ai venit doar pentru perioada, pentru Eurovision? Da. Cu banii de la România au talent? Ce ai făcut? Am folosit și pentru album, lucrez acum. Deci ai investit mare parte din ei sau vrei să investești în cariera ta. Da, exact. Ceea ce e foarte frumos. Mă bucur mult pentru tine. Știi că mi-a plăcut întotdeauna de tine, că ești foarte talentată și, și așa, transmiți multă energie bună. Mulțumesc. Ne cânți? Sigur. Live am înțeles, nu? Da. Păi, normal.
normal. Așadar, oameni buni, acela e microfonul de live. Ea este Laura Bretan și ați aflat, s-a înscris în cursa pentru Eurovision. Vrea să câștige Eurovision în România ca să reprezinte România în Israel la Tel Aviv. Piesa este compusă de Mihai Alexandru, un băiat foarte talentat pe care îl salut. Și ne cânti acum, da? Piesa se numește? Dear Father. Te ascultăm, să ai baftă și te așteptăm cu mare drag oricând aici la emisiune, Laura. Laura Bretan! Dear Father, I am hardly breathing, oh sweet Father. What is this I'm feeling? Is this now or never? Maybe it's forever. Are we gonna fall apart? I hear you calling from a dozen miles. My heart starts beating and I look in your eyes. Nothing will ever be the same. Who knows who is to blame? It feels like I'm so alive. This is